Azi stau de vorbă cu Adrian Iurcencu, este medic veterinar. Probabil dacă v-ați uitat, ați văzut că ne vorbește el despre jobul de medic veterinar și este unul dintre cei care sunt în linia întâi în perioada asta. Poți să ne spui, ca medic veterinar la SpeedVet, care e clinică de urgență, ce se întâmpla și ce făceai tu înainte să vină pandemia? Înainte să vină pandemia, era business as usual. Na, veneam la clinică, salvam animăluțe, ne făceam turele și mergeam acasă. În ce măsură sau cum te-a afectat pandemia? Băi, ne-a forțat să ne organizăm un pic mai bine. Adică a trebuit să gândim un pic ture în așa fel încât dacă se îmbolnăvește unul dintre noi să nu închidem toată clinica. Și atunci a trebuit să facem ture fixe cu echipe fixe și să nu ne mai întâlnim, teoretic cel puțin ne străduim să ne mai întâlnim între ture, adică să avem o pauză de 20-30 minute, o oră între ture, ca să putem să desinfectăm, să spălăm tot și să, na, să curățăm. Și în felul ăsta, dacă se îmbolnăvește unul dintre noi, teoretic n-ar trebui să îmbolnăvească decât cel mult echipa lui și n-ar trebui să se transmită tuturor colegilor, știi? Știu că sunt persoane care au schimbat lucruri în rutina lor zilnică, sunt persoane care au devenit mai creative sau care s-au gândit la diverse proiecte. Și mă întrebam ce ai făcut tu, dacă ai făcut ceva diferit. Băi, pare puțin ce am zis mai devreme, treaba asta cu echipele și cu pauza asta din clinică, dar e o chestie super, super interesantă pentru noi că ne-a ajutat să fim un pic mai organizați, știi? Adică chiar e o schimbare, se schimbă relațiile din echipa noastră, știi, cumva, dintre oameni, știi? Și se coagulează niște grupulețe care sunt mult mai eficiente și sau, pe de altă parte, se pot evidenția niște probleme pe care le putem rezolva, știi, mai bine. Dar n-am fost niciodată atât de organizați. Adică, da, asta e, nu știu, creativ așa, nu știu ce să zic, adică nu știu exact la ce te referi, nu știu ce au făcut alții de criză. A fost ușor țintită întrebarea asta pentru că știu că ai început să comunici cumva altfel în online. Eu am văzut un clip făcut de tine acum câteva zile și mă gândeam dacă te gândești să faci din asta ceva permanent, să comunici mai mult în online. Da, asta nu e ceva ce, eu știu, poate a accelerat un pic ca pentru toată lumea izolarea asta, a accentuat partea asta de online și așa, dar era un plan mai vechi de-al meu să fac chestia asta. Acum trebuie să rămânem cumva în contact cu oamenii, știi? Și dacă la noi vin pentru urgențe, nu prea mai vin sau mai puțin pentru chestii de rutină. Și vrem să arătăm ce facem aici, știi? Eu vreau să comunic ce, pentru că sunt niște lucruri, sunt niște lucruri super faine și care se întâmplă aici, știi? Și nu ajungem tot timpul să le comunicăm, să le spunem altora, știi? Și atunci avem așa o, trebuie găsit un canal de să expunem treaba asta, știi? Să arătăm și lumii ce facem și știm ce facem noi pe aici, știi? Și poți să-mi dai mai multe detalii aici, că așa la nivel conceptual am Păi înțeles. sunt cazuri, știi? Noi trăim mai mult planet în fiecare zi, într-un fel sau altul. Nu toate lucrurile pot fi, eu știu, publicate, nu toate lucrurile sunt ușor de digerat, știi? Sunt tot felul de cazuri triste și care sunt greu de aranjat într-un fel în care să fie digerabil pentru majoritatea oamenilor. Dar, da, sunt tot felul de chestii interesante. Fiecare caz are o poveste a lui. Și toate poveștile astea rămân îngropate într-un dosar undeva, știi? Și e păcat să nu, na, să nu le... Ne e greu că dacă suntem foarte aglomerați și suntem stresați de organizare și de management și urgențele sunt ca un teren de luptă, exact ca un război, știi? Ne batem cu boile. Nu prea am găsesc energie să mă apuc să, eu știu, să pun cap la cap, să stau să editez 2-3 zile să pun cap la cap filmulețe și să se edite, să scot un clip digerabil și să fie agreabil, știi? Comercial valabil. E greu să faci chestia asta și să trebuie și nu doar timp și statusul mental și emoțional potrivit ca să poți să te aduni, să compui un video care să fie drăguț și să
Na, înțelegi ce zic, tu știi ce faci, știi că și tu faci partea asta de editare și de nu știu ce și ți-e greu să faci asta și când, na, uneori ți-e greu și când ăsta e singurul lucru pe care îl faci și jobul tău, știi? Și uneori ți-e greu să te aduni să faci, să, eu știu, să ai suficientă energie creativă să poți să te apuci să faci o chestie, să iasă ceva fain, știi, de care să fii mândru. Dar minte când mai e și ture, mai e și animalul de salvat și proprietari, eu știu, mai situații dificile, să zicem, știi? Da. Uh-huh. Și un pic de management și copila bebeluș acasă și tot felul de... Se adună, știi? Și e greu să... Chiar azi am filmat un caz la care am fost și încerc să-l editez și să fac un episod dintr-o, sper, o serie de episoade. Uh-huh. Eu una de-abia aștept să văd ce urmează să faci, pe lângă faptul că mă uitam super mult la Animal Planet. Și am văzut cum e la tine în clinică și te cunosc pe tine, știu ce faci acolo și sunt super curioasă să văd ce o să iasă. Nu, păi și eu, și eu sunt curioasă să văd ce o să iasă. Habar n-am, nu știu dacă o să am energie să fac mai multe, deocamdată m-am apucat de unul și mai vedem ce o să mai fie. Auzi, mă gândeam, am fost să mă plimb un pic prin clinică pentru că atunci când am fost data trecută era Oscar pe acolo, nu? Aha. Da. Și mă gândesc acum dacă, știi, eu sunt în izolare, mi-ar fi bine să văd niște animăluțe. Poți? Ok. Bine, uite, aici suntem în sala de consultații. Aha. Stai un pic. Așa. Tățac. Avem un animăluț rămas pe masă și nu vreau să-l prind chiar acum. Ok, ok. Acolo mi-aduc aminte că am filmat. Așa. Nu. Buda. Yay! Aveți hârtie igienică? Da, avem niște boxuri. Așa, aici avem, bine se vede, internatul de pisici. Uh-huh. E special pentru pisici, sunt doar 3 puști și lumina verde. În principiu, animalele nu văd verdele și atunci nu îi deranjează. Știi, dacă punem lumină verde, noi putem să-i vedem ușor și ei nu se simt deranjați de lumină, știi? Ah, ce interesant! Habar n-aveam. Aici e zona cu mașini de spălat și nu știu ce, că avem o grămadă de spălat după ei și după noi, halate și chestii. Aici e internatul. Uh-huh. Andreea. Salut, Andreea! Bună, Andreea! Așa, aici, uite, Indy, are o problemă în picioruș. Aici nu știu cine e. Flocos alb-negru. Așa, Dorel. Salut, Dorel, care dorme în litieră. Preferă în litieră, nu știu ce, nu mă întreba. Negruța e cățelușa clinicii noastre, care deja e aproape geriatrică, e bătrânică aproape. Ricky, care are babesioză, oare? Andreea? Most. De ce așa, înseamnă asta? Toto are diabet. Oh. Babesioză e o boală transmisă de căpușe și provoacă anemie și na, tot felul de chestii neplăcute. Uh-huh. Adică poate fi critică. Uite, dacă vrei, poți să arăt ceva de gust, astăzi cum reușesc să... Yeah. E drept sau e strâmb? E cu sus în jos și nu e înțeleg. Sus în jos. Uite, așa e bine? Da, încă un pic. A, cât de frumos! Astea scările noastre. Dăruire, compasiune, empatie. Te canțări câteva. Perseverență, respect. Respect. Entuziasm. Un sacrificiu de sine. Devotament, știință și viață. Nu știu, am ales poate să frumos. Scriem pe fiecare treaptă altceva și pe jos avem formule de urgențe medicale. Mm-hmm. Dar asta e făcută de curând? Era și când am venit la tine acolo? Era, da. Ah, că nu m-ai dus acolo. Mm-hmm. Ok. Ce mai avem? Aici avem chirurgia. Tac, tac. Cu turn de endoscopie și tot felul de chestii deștepte și drăguțe, uh-huh, de care suntem mândri. Aici avem radiologia digitală. Nu mai umblăm cu filme analoge și așa mai departe. Aici o centrifugă de sânge pentru bancă de sânge.
Oh, cam asta e. Foarte frumos și interesant în același timp. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea și că mi-ai arătat, mi-ai făcut și turul clinicii și mi-e doar de tine să ne vedem cu bine. Da, după 15, nu? Bine, fată, te pup. Bine, te pup și eu. Pa, pa. Pa.